Europarlamentarul Petru Luhan a solicitat public autorităților britanice să pună capăt campaniei de discriminare împotriva românilor. Într-o declarație publică, Luhan a solicitat premierului britanic David Cameron să vină cu declarații împăciitoare pentru a stopa ura fără precedent care, pe care să se nască între localnici și străinii dintr-o altă țară din Uniunea Europeană. În urmă cu două săptămâni, eurodeputatul PDL a transmis o scrisoare Comisiei Europene atrăgând atenția asupra atacurilor împotriva muncitorilor și studenților români din Marea Britanie. Luhan a înștiințat instituțiile europene cu privire la speculațiile alarmiste privind o invazie a românilor cu scopul obținerii de ajutoare sociale, atacuri nefondate susținute de clasa politică britanică și alimentate de presă. Am solicitat Comisiei Europene să deschidă o investigație în chestiunea discriminării sistematice a românilor în Marea Britanie să ia toate măsurile necesare pentru a apăra dreptul la liberă circulație, cât și pentru a pune capăt acuzațiilor populiste împotriva românilor, a declarat europarlamentarul. Reamintim faptul că Petru Luhan este inițiatorul petiției online Stop Discriminării Românilor din Marea Britanie. În decembrie 2013, europarlamentarul s-a deplasat la Londra pentru a discuta cu reprezentanței comunității de români pentru a găsi soluții concrete la problemele acestora.